asta, ca să mergem mai departe, să încheiem cu acest subiect, care sigur e pasionant, altfel cu realitatea, și o să-l urmărim și zilele viitoare, să vedem exact pe cine reușește să coopteze domnul Gușă, că știți când vă spuneam tot de la acest microfon despre intenția domnului Adrian Sârbu de a deschide vreo 4 sau 5 televiziuni și vă spuneam atunci că le va deschide când mi-o vedea eu ceafa. E, vedeți că deocamdată nu le-a deschis? Sigur că au obținut licența aia, i-au pupat și mâinile la CNA toți când l-au recunoscut. Nu e ușor să-l recunoști pe Sârbu. Mai ușor l-au recunoscut americanii pe Bagdati decât cei de la CNA pe Sârbu, dar până la urmă le-a făcut cineva cu cotul și a zis, bă, ăsta-i Sârbu. Atunci au votat toți pentru televiziunile lui. Dar țineți minte că vă spuneam atunci, unde le duce Sârbu? Unde le? Unde le instalează? Pe ce cablu? Că eu, din câte știu, el n-are platformă. L-o fi sunat și el pe Zoli, dar nu se forma. Da? Zoli îl ține minte pe Sârbu, care ia copto atunci când era el mare și tare, nu o să-l uite. Patronul Orădean al lui RCS. O să-l bage pe cablu când și-o vedea el muci în fasole. Adică niciodată. Deci stați liniștiți cu lansările de televiziuni, că în țara asta, cel puțin, televiziunea nu este pentru oameni. Este pentru cei care joacă la butoane. Foarte interesantă reacția lui Alexandru Cumpănașu, candidat la președinția României în luna noiembrie, care s-a bucurat mai mult decât oricine, chiar mai mult decât noi, după suspendarea licenței Realitatea TV, infractorii și cercetații penal care dețin Realitatea TV și care și-au bătut joc de mine, de familia mea și de Adevăr, au fost închiși. 5 semne de exclamare. Nu-l uit, sau nu-i uit și nu-i iert nici pe restul, decât în fața lui Dumnezeu. L-a scris totuși pe Dumnezeu cu litere mici, nu pe pământ, au făcut-o cu acceptul și la ordinul binomului Dăncilă Iohannis. Ăștia sunt adversarii lui, să înțeleg, la prezidențiale. Urmează B1 TV și Oancea. 5 semne de exclamare. Clanurile interlope din presă le voi distruge la fel ca pe traficanții de organe sau copii. Aici nu știu dacă mai avea tuș. N-a pus decât un singur semn de exclamare. Deci asta e fraza cea mai tare, domnul Cumpănașu. Asta de la urmă. Clanurile interlope din presă le voi distruge la fel ca pe traficanții de organe sau copii. Nu sună foarte bine românește, dar am înțeles ce vreți să spuneți, deci ne faceți până la urmă praf și pe noi. Am iertat să-mi fie, n-avem nimic cu dumneavoastră, domnul Cumpănașu, să știți. Eu cel puțin n-am treabă nici cu interlopii, nici cu traficanții de organe. E adevărat că am mai vorbit un pic, îmi cer scuze față de telespectatori că v-am mai pomenit în această perioadă, că n-aveam de ce, recunosc. Am făcut-o însă pentru că pur și simplu mi-ați făcut impresia că sunteți un prost la locul lui. Ăsta e singurul motiv. Adică unul care candidează într-o lume a proștilor, un prost și un paranoic absolut. Ăsta e singurul motiv, în rest nu vă cunosc, doar v-am citit așa. V-am văzut un pic apărând, mi s-a părut ceva de domeniul irealului. Da? Sunteți suprarealist, domnul Cumpănașul. În rest, n-am nimic. Pe mine nu mă puteți bănui nici că sunt omul lui ăla sau lui ăla, că nici dumneavoastră nu mă cunoașteți. Și ori de unde ați luat referințe, tot nu puteți să mă prindeți cu nimic. Deci, încă o dată vă spun. Mi s-a părut doar că aveți o față de asta de om care, într-adevăr, făcea afaceri în lumea lui. Adică, într-un mediu în care, într-adevăr, la înălțimea asta, dacă te ridici, este suficient. Sunteți acolo unde trebuia. Am văzut că rezultatele nu vă, din sondaje, adevărat, nu vă avantajează nemaipomenit. Am nu știu ce v-ați propus, cât să luați la prezidențiale, dar eu zic că dacă apucați un 3%, puteți să-l scrieți cu majuscule 3-ul ăla și să puneți câte semne de exclamare vreți după el, că tot nu o să vă credem. Da? Ar fi un rezultat de-a dreptul excepțional. Altfel, domnul Cumpănașu, nu știu dacă v-a părut foarte rău. Eu am impresia, din cum ați apărut la televizor, cum v-ați prezentat pe Facebook și, în general, ce căutătură aveți în imaginile alea, că oamenilor le-a părut mai rău de cazul Caracal decât v-a părut dumneavoastră. Dumneavoastră păreați pregătit cu tonele astea de informații, de ca și cum ați fi știut
că o dramă de genul ăsta vă va călca la un moment dat orizontul. Mie așa mi-a făcut impresia. Adică mi s-a părut că ați fi un om care suferă de ceva. N-avea nici măcar regretul ăla al prostului, care, țăranul ăla care și-a pierdut copilul, că i-a căzut într-o groapă pe câmp și n-a mai apucat să-l scoată. După aia când s-a dus acasă și-a băgat ciubărul să scoată din puț niște apă, i-a căzut și fetița. Și într-o singură zi a rămas fără copii. Dar măcar l-a uitat Dumnezeu cu privirea aia întinsă și așa a și murit. Să uita în lung, în zare și la un moment dat nu s-a mai uitat deloc. Eu nu v-am simțit așa. Că după o asemenea dramă, dumneavoastră ați făcut un circ absolut intolerabil, da? De ultimul om. Și nu vreau să intru în acum, că am prea multe apelative la mine. Probabil că dacă v-ați mai interesat așa un pic, mă cunoașteți. Prea multe apelative ca să le dau la toate drumul. Mai ales că plătesc pentru fiecare în parte, nu fac ăștia reducere. Și atunci se adună destul de mult. Bun, haideți să trecem totuși la evenimentul ultimelor zile. De adevăr, depășește limitele raționalului de data asta cu sau fără semne de exclamare. Și astăzi nu ne vine să credem că s-a întâmplat, dar și că așa se zvonește că este totuși un caz real. Întâmplat la Timișoara cu doamna Eliza Covaci, consultant artistic al Teatrului German. De că mai aflăm și noi ceva. Mai există teatru, există Teatrul German, da, există Timișoara, sigur, domnul Robu cunoștea aceste amănunte, dar noi nu le știam, trăim departe de Timișoara și departe și de Viena. E bine, această doamnă care a fost, se pare, numită acum câteva luni, deci, încă o dată, consultant artistic la un teatru din Timișoara, totuși al treilea oraș ca importanță al României, s-a interesat zilele trecute, ca orice ONG-istă din asta, ca orice corporatistă, de adresa de e-mail a lui Molière. Cine este Molière? Un nene. Da? Pe care doamna Eliza nu-l cunoștea. Da? Dacă Molière nu este un nume foarte cunoscut în lumea asta a consultanților artistici. Da? Un nene care s-a prăpădit undeva pe la sfârșitul secolului 17 și care n-a lăsat o adresă de e-mail validă. Se pare. Doamna a întrebat în stânga și în dreapta, așa cum se întreabă că ONG-iști ăștia, corporatiști ăștia, așa fac. Dau niște telefoane pe WhatsApp, mai intră, trimit niște mesaje de alea, o poză, nu știu cum făcută, unde încearcă să afle adresele de e-mail, că ei așa colaborează, așa discută. Vrea să-i trimită doamna, onestă ca noaptea, vrea să-i trimită domnului Molière un e-mail prin care să-l roage, eventual chiar să-l înștiințeze, să-l someze la sfârșit, să-și dea acordul pentru ca o piesă de teatru de-a dânsului să se poată juca la Teatrul German, atenție, Hodorong Trong din Timișoara. Acum, încă o dată, nu știm dacă domnul Molière are, în principiu are o adresă de e-mail, numai că n-au găsit-o ONG-iștii doamnei Eliza. Sau o fi găsit-o și nu era adresa pe care o utiliza cel mai des domnul Molière, întrucât el mai are și un alt nume. Numele Molière era un nume de scenă. Îl cheamă Jean-Baptiste Poquelin. Da? Un nene care, spuneam, s-a dus prea devreme dintre noi, undeva la sfârșitul secolului 17, dar de ce vorbesc la timpul prezent? Întrucât vor fi o grămadă de francezi cu numele ăsta, Jean-Baptiste Poquelin. Poquelin nu se scrie chiar așa de ușor cum se scrie Eliza Covaci. Un Covaci de ăsta românesc, așa, da? Cum se scrie Ludovic Orban, românește, nu ungurește, fără accent pe A, de exemplu. Da, Eliza Covaci, așadar, nu fi reușit să scrie bine Q-ul ăla din Poquelin, mai știu eu ce. Nu i-o fi dat. Până la urmă, n-au reușit să-l găsească pe domnul Molière și uite așa am aflat noi de ei. Domnule, nu numai noi. Întâi a aflat acest Ion Ardeal Irimia, Ardeal, cred că îl cheamă, nu Moldova sau Dobrogea, cred că am citit bine, Ion Ardeal Irimia, este secretar de stat în Ministerul Culturii. Nenea ăsta poate informa și el de cineva, pentru că totuși la cultură sunt lucruri mai importante decât adresa de e-mail al lui Molière în secolul 21. Și el susține pe pagina lui de Facebook că domnul primar Robu, imediat s-a ajuns, s-a făcut această conexiune, pentru că, încă o dată, vorbim de o instituție de stat. Da? Teatrul German din Timișoara nu este o instituție privată.
o instituție de stat. Vă vorbeam zilele trecute cam cum să fac la noi angajări la stat. Domnul Robu se pare că n-ar fi străin de această numire, pentru că am văzut și eu o imagine cu Eliza Kovács. Arată așa ca un bujor undeva la începutul lunii mai. Da? Chiar dacă poza era ușor îngălbenită, mai sunt și bujori care se ofilesc de vreme. În fine, deci iată ce scrie domnul Ardeal Irimia în numele nostru al tuturor. Domnule primar Robu, cu fiecare zi care trece fără să organizați un concurs pentru un management profesionist la Teatrul German, ne facem de mirul lumii. 3 semne de exclamare. Distinsa din imagine, nu trebuie să vă mai arătăm că e suficient, pe numele ei de intelectual Eliza Kovács, consultant artistic, paranteză Dumnezeule mare, 3 semne de exclamare, acolo, cerea adresa de e-mail a lui scris cu lămic, deci nu-i vorba de Dumnezeu, pentru o corespondență pe tema dreptului de autor. Sau mă rog, dați-i o dumneavoastră dacă o aveți. Ăsta e pasajul pe care ni l-am procurat noi, postarea asta de pe Facebook. Problema nu e când a fost angajată, ci cum a fost angajată, doar în baza unui concurs. Cine a fost comisia? Comisia a fost probabil formată din oameni din teatru respectiv, oameni cu experiență în teatru, cred, teoretic, s-a bâlbuit pe final acest neconvingător Irimia. Păi, domnul Irimia, în primul rând că un teatru este un teatru. În asta chiar sunteți atât de naivi acolo la cultură, încât să credeți că un teatru german de stat din Timișoara, în secolul 21, spre mijlocul lui, știe cine a fost Molière, un nene din secolul 17? E adevărat, definiția mondială a teatrului. Da, secolul 17 totuși. Păi interesează pe cineva care-i problema concursului, că încă o dată nu vă înțeleg. L-am auzit pe nenea ăla mai devreme la mănăstire, dându-și cu părerea despre piloții noștri. Cei mai buni din lume, pe marile companii, păi vreau să vă informez eu, nu să vă informeze el. Avem un singur pilot, și ăla numele lui e ținut secret, îmi pare rău. Un singur pilot în momentul de față se poate cerceta Ministerul Transporturilor, că așa cine mai poate să cerceteze cumpănașul, nu are decât să o facă, un singur pilot român pe Emirates în momentul de față, cea mai mare companie din lume. Deci cum adică suntem cei mai buni piloți din lume? Unul singur! Da? Știți că acolo trebuie să iei testul cu 100 din 100. La tarom merge și cu 40 din 100. Lăsați-mi, da? Ciocumic. Că știm cum să fac lucrurile. Da? Deci acolo trebuie 100 din 100. E adevărat, este unul. Da? Să nu-i amestecăm acum că avem stewardese și avem stewards. Așa este. Avem, pentru că această companie angajează în fiecare lună. Angajează mii, sute de mii de stewards. Ai nevoie să lucrezi pe aeroportul ăla din Dubai. Sunt 1 milion de joburi acolo. Sunt români, dar pilot pe Emirates este unul. Deci cum suntem cea mai mare? Vreți să vă mai spun ceva? Știți câți piloți ucrainieni sunt pe Emirates? 5. Da? 5. Nu știu dacă suntem cei mai buni ucrainieni. Da? Nu știu dacă suntem cei mai buni chiar din lume. Așa că nu vă luați după toate fake news-urile astea pe care le-au zis pe la toți prostănacii. Toți interesații. Da, așa vă spuneam și zilele trecute, apropo de angajările la stat. De ce înseamnă statul în România? Statul înseamnă și teatru. Știți pe actori, știți pe regizori, știți pe criticii de teatru. Toți sunt buricul pământului. Cultura lor generală, ca medie, este la genunchiul broaștei. A lumii teatrului românesc. Deci, dacă te duci acum și dai un test de cultură generală în orice teatru din România, de la Ion Caramitru și până la ultima pupăză din teatru, nivelul mediu de cultură generală, bazică, cultură generală ce înseamnă? Cine a fost Cehov? Întrebarea numărul 1. 2. Cine a fost Bayazid? Întrebarea numărul 3. În ce continent este Vietnamul? 4. Să termină banchiza în Antarctica sau nu? 5. Câte emisfere are planeta? Deci la genul ăsta cultură generală. Nivelul mediu este la genunchiul broaștei. Da? Și hai să o lăsăm un pic cu Robu. A auzit Robu de Molière. Nu, vă întreb. Avea nevoie domnul Robu, primarul municipiului Timișoara, să știe cine este Molière? Nu.
evident. Are nevoie societatea românească, cei care participă la alegerile prezidențiale. Vreți să-i întrebăm pe ei de Molière? Nu cum îl chema pe Molière, nu în ce secol a trăit, că asta nu știe nimeni, da? Dar ce făcea? Da? Care a fost viața lui? Să ne spună câte ceva despre el. Da? Definiția teatrului este Molière. Când spui teatru undeva în lume, spui Molière. Este... Fără el nu există teatru. Da? Bun. Om care, după cum știți, s-a și murit altfel pe scenă. Bun. Da. Există vreun interes? Nu. Ai nevoie, cum vă spuneam zilele trecute, exact de aici. Degeaba vorbești cu substanță, că nu te ascultă nimeni. Credeți că acolo o discuție despre Molière, ia începeți acasă voi, intelectualilor, o discuție despre Molière în familie, să vedeți după două minute vă mai ascultă cineva? Eu zic că nu vă mai ascultă nimeni. De ce să nu ne gargarizăm, că ăsta e nivelul național? Da? Cultura generală, în momentul ăsta, cu Facebook, cu WhatsApp, cu Instagram, cu Messenger și cu rețelele de socializare, încă o dată vă spun,